Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou material. Astăzi o să discutăm despre 5 monede meme care depășesc Shiba Inu și Dogecoin. O să vedem care sunt acelea. Au potențial în viitor? Putem oare să facem bani sau nu cu ele? O să mai discutăm despre El Salvador, care deschide o ambasadă Bitcoin în Statele Unite. Ați mai auzit ceva de natura aceasta? E bine, Nayib Bukele, președintele El Salvador, devine din ce în ce mai pronunțat, devine din ce în ce mai vocal și oamenii încep să interacționeze într-un mod diferit cu această micuță țară care continuă să își extindă orizonturile în tot ceea ce înseamnă cripto, dar mai ales Bitcoin. În prezent avem Bitcoin care se tranzionează la 24.500 și vrem să înceapă să tranzioneze peste 25.000. Vrem ca taurii, ca prietenul nostru de aici, să înceapă să împingă piețele financiare în sus, atât piețele de capital cât și spațiul cripto. Dacă cumva sunteți noi aici pe canal, cu voi este Robert Grecu, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să zdrângăniți clopoțelul ăla ca să fiți notificați atunci când postăm. Adică destul de des și să-l mai zdrângăniți ca să îl audă și taurică pe care tot timpul mângâiem aici pe cornița. Asta e una din vorbele noastre. O să te obișnuiești aici pe canal cu toate nebuniile care vin la pachet. Totuși, îți mulțumim că ne suporți de fiecare dată. Hai să trecem la acțiune. În descrierea acestui clip, nu uitați că aveți codul meu, RobertGrecu25, prin care vă puteți înscrie pe PrimeXBT la tranzionarea pe margin. Aveți 25% reducere. Bursă, Forex și inclusiv cripto, puteți tranzionați aici. Sunt comisioane foarte mici, foarte accesibil acest exchange, plus aveți secțiunea de copy trading unde puteți să copiați tranzacțiile unor traderi destul de interesanți. Pur și simplu vă plasați banii, vă depozitați banii, le dați un follow și le urmăriți tranzacțiile. Dacă dați pe fiecare trader, v-am tot spus, puteți să urmăriți performanțele, să vi alegeți pe cei mai buni. Prima monedă din topul nostru este Doge Elon Mars, zisă Elon, lansată în 2021 ca un fork al Dogecoin. Doge Elon Mars este un token ERC20 construit pe blockchain-ul Ethereum. La momentul redactării acestui articol, Elon tranzacționează la 0.1. În fine, haideți să ne uităm direct pe CoinMarketCap. Doge Elon Mars, rank 143. Fantastic cum există acest apetit al oamenilor pentru ideea de îmbogățire peste noapte. Îl vedem că a crescut. E bine, în ultima zi aproximativ 15%, volumele în ultimele 24 de ore 216%. Deci proiectele serioase nu au creșteri de natura aceasta. Dar ce bine că există aceste meme coinuri, aceste shitcoinuri care fac ca magia să se întâmple și care fac acest spațiu mai frumos. Bă, cum sincer cum ar arăta acest spațiu fără aceste meme coinuri. Cred că destul de ineficient. A doua este Volt Inu V2 Volt. Dar haideți să-l căutăm împreună. Astăzi suntem open mind, cum ar spune capitaliștii. Rang 284. Market cap de 100 de milioane de dolari. Volumele au scăzut cu 3% în ultimele 24 de ore și un max supply de din nou. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele 7 zile. Ce s-a întâmplat în ultima lună? Incredibil! Sincer, voi nu credeți lucrul acesta. Incredibilă performanța acestor meme coinuri. Unde le putem găsi? Uniswap, PancakeSwap, BitTrex, mai îi ca să ajungă pe Binance, dar acum și cei de la Binance au câteva problemuțe. Dacă n-ai văzut clipul despre ce probleme au cei de la Binance și dacă banii tăi sunt siguri, tot aici pe canal ai un clip despre Binance versus BUSD. Da, ai auzit bine. Mergi să-l vezi și să înțelegi mai bine ce se poate întâmpla. Floki Inu. Știți cu toții tweet-urile celebrului inovator Elon Musk. Haideți să ne uităm împreună pe Floki Inu. Rang 216. Capitalizări de piață. 444 de milioane de dolari într-un full bear market. Ceea ce e interesant e că avem max supply, avem total supply. Musk favorizează foarte mult aceste shitcoin-uri. În ultima zi s-a depreciat, dar în ultimele 7 zile, în ultima săptămână, am înregistrat niște creșteri fantastice. Cred că
în ultimele 7 zile, cred că în ultima lună, suntem peste 400 și ceva la sută, cred că peste 500%. Aceasta ar fi a treia din topul nostru pe care ar trebui să o avem în vedere. Deci toate acestea în februarie au depășit și au înregistrat creșteri mai mari decât Dogecoin și decât Shiba. Moneda Baby Doge. O căutăm și pe asta. Hai să vedem ce cu petarda asta. Baby Doge. Ok. Rang 217. Observăm până acum că oscilează între rang 100 și rang 300-400 acolo. Capitalizare de piață de 400 de milioane de dolari. Bă, dar e o coincidență? E o coincidență că toate acestea sunt gestionate mai mult sau mai puțin de Musk? Nu este acesta un geniu? Bă, dar nu e Musk, mă, Satoshi Nakamoto? Hai, lăsați în comentarii părerea voastră. Hai să mai intrăm și în teorii conspiraționale. Pentru că știți că aici pe canal încercăm doar să facem analiză tehnică, pentru că nu suntem trader și nu vrem să fim. Tocmai pentru că nu suntem traderi, ne permitem să facem ce vrem noi, să ne mișcăm cum vrem noi, nu suntem condiționați de nimic și putem să ne propulsăm diferite imagini, să avem păreri bazate pe probabilități, atenție, totuși analizăm lucrurile bazate pe probabilități și tragem concluzii ferme ca să putem să facem bani. Pentru cei care sunteți dispuși să pierdeți bani, da? Orientați-vă spre zona asta, nu sfaturi financiare, am zis orientați-vă. Vedeți dacă vă servesc aceste meme coin-uri. Volumele la Baby Doge au scăzut cu 31%, dar uitați-vă aici, fully diluted market cap, 1.500.000.000 de dolari. Bă, voi vă dați seama, nici nu m-am uitat la celelalte, la fully diluted market cap, dar nici nu mai vreau să mă uit. Ultima în topul 5 este Shiba Predator, QOM. Shiba Predator este un concurent direct al Shiba Inu și Dogecoin. La momentul redactării acestui articol, ar tranzacționează la 0, citiți voi. Hai să-l căutăm și pe Shiba Predator. E bine, acesta se poziționează pe locul 451, 42 de milioane de dolari market cap, fully diluted market cap 71. Acesta este în plină ascensiune, plus minus în ultimele 24 de ore, 110% volume. Hai să vedem ce au făcut în ultimele 7 zile, în ultima lună, în ultimele 3 luni. În ultimul an, hopa, a mai avut o creștere și se pare că din nou este pe un trend pozitiv, pe un trend ascendent. Vreau să menționez că e bine să aveți mare grijă la aceste meme coin-uri. Mare, mare grijă. Dacă aveți niște bani pe care sunteți dispuși să-i pierdeți, dar și în urma riscului să vină niște reward-uri halucinante, da, uitați-vă puțin peste aceste ecosisteme. Și ce mă surprinde cel mai mult e că dacă o să mergeți și în comunitățile lor de pe Twitter, Telegram, bla bla bla, o să vedeți că au și susținători. Constat că oamenilor le plac glumele. De asta bancurile cu bulă, Garcia, în continuare rămâne faimos. Acum le consumăm, da? Deci ne plac glumele, mă, și la nivel macro, da, în special românilor. Da, 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 știu că și ție. Trecem la El Salvador, care deschide o ambasadă Bitcoin în Statele Unite. Naționalul El Salvador creează o ambasadă Bitcoin în Statele Unite, devenind primul guvern din lume care face acest lucru. Primul guvern din lume care face acest lucru. Ascultați-mă bine, Nayib Bukele este un geniu, va rămâne emblematic peste El Salvador, poate la secole distanță. Bă, o să-i facă statuielul ăsta. Ăsta o să schimbe toată dinamica El Salvador. Deci dinamica El Salvador, în momentul în care Bitcoin va valora milioane de dolari, această micuță națiune va deveni, cred că, un centru poate cultural, unde se vor strânge mințile luminate, va deveni o, nu știu, o bancă care o să împrumute în extern națiunilor mari, atenție, bani. Asta este o teorie de-a mea, dar este foarte, foarte probabilă. Ce este cert și ceea ce ar depăși teoria pe care vă spuneam, e bine este că Nayib Bukele va intra în istorie, pentru că în momentul în care Bitcoin va exploda în următorii ani, în următoarele decenii și va exploda, e resursă limitată, v-am tot spus, în momentul în care se va întâmpla lucrul acesta, El Salvador o să fie o micuță Elveție, dacă vreți, e ca Switzerland, dar cu o dinamică total diferită, poate și cu mai multe fonduri.
Voi credeți lucrul ăsta? Îs curios de părerea voastră, să ne-o lăsați în comentarii. Mai departe, în 2021, știți foarte bine că El Salvador a devenit prima națiune din lume care a recunoscut Bitcoin ca formă de numerar legal, adică ca mijloc legal de plată. Acum țara își extinde strategia Bitcoin pentru o nouă cooperare cu guvernul din Texas. Parteneriatul interguvernamental intenționează să înființeze o ambasadă Bitcoin, cunoscută și ca reprezentanța El Salvador în Texas, pentru a colabora la dezvoltarea de noi inițiative care urmăresc să crească utilizarea Bitcoin. Deci, până la urmă, cine e Satoshi Nakamoto? Guvernul El Salvador, Nayib Bukele sau Elon Musk? Sau amândoi împreună? Sau gata că ne prăjim creierul. Hai să ne vedem cu bine la un nou material. Nu uita de like, subscribe și strângă-ne clopoțelul ăla să-l audă și Taurică și să-l auzi și tu atunci când postăm, să fii notificat. Toate cele bune!